Noul cod penal, infracțiunea are o nouă definiție. Fapta prevăzută de lege penală, comisă cu vinovăție, nejustificată și imputabilă celui care a săvârșit-o. Principalele pedepse pentru comiterea infracțiunilor sunt următoarele. Printre pedepsele principale sunt cele care au existat și în vechiul cod. Detențiunea pe viață, închisoarea de la 15 zile la 30 de ani, menționez că această durata pedepsei închisorii era prevăzută și în vechiul cod penal, dar fusese introdusă abia în anul 2006. Pedeapsa a câte 30-400 de zile amendă calculată la 10-500 lei pe zi. Deci s-a introdus o nouă pedeapsă, zilele amendă. Exista înainte amenda penală, dar acum pedeapsa se numește zilele amendă. Uneori se aplică numai pedeapsa închisorii, numai pedeapsa amenzii, dar pot fi cumulate și pedepsele închisorii cu cea a amenzii. Pedepsele prevăzute de codul penal sunt executarea închisorii în penitenciar, executarea pedepsei cu suspendare sub supraveghere și în această situație, dacă pedeapsa este de ce mult 3 ani, anterior pedeapsa era de 4 ani, renunțarea la aplicarea pedepsei în această pedeapsă nu se regăsea în vechiul cod. Renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei. Pedepsele complementare sunt interzicerea unor drepturi, indiferent de cuantumul pedepsei închisorii sau amenzii, precum dreptul de a fi ales, de a alege, de a avea drepturi părintești, de a purta arme, de a conduce un vehicul, de a se afla în anumite localități sau locuri publice și lista ar putea continua. Acestea se vor executa în cazul pedepsei cu închisoarea după executarea acesteia, iar în cazul amenzii sau pedepsei cu suspendare, sub supraveghere, imediat după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. A fost modificat și modul de calcul al pedepselor. O persoană săvârșea furt noaptea, pătrunzând într-o locuință, distrugând anumite bunuri și lovind și paznicul sau pe proprietar. În această situație a săvârșit mai multe infracțiuni. După vechiul cod se aplica pentru fiecare faptă câte o pedeapsă, se executa pedeapsa cea mai grea, care era pentru furt, dacă se aplica o pedeapsă de 8 ani pentru furt, pentru violare de domiciliu era o pedeapsă mai redusă și pentru lovire poate și mai redusă, se executa pedeapsa cea mai grea, la care se putea adăuga un spor de până la 5 ani. În prezent, pedeapsa pentru situația aceasta se calculează astfel. Se aplică pentru fiecare faptă aflată în concurs câte o pedeapsă, se execută pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă o treime din suma celorlalte pedepse aplicate. Și în cazul minorilor există modificări importante. Aceștia nu mai pot fi sancționați cu închisoarea. Cei care au între 14 și 16 ani li se pot aplica numai măsuri educative, unele neprivative de libertate, precum stagiul de formare civică de maxim 4 luni, supraveghere între 2 și 6 luni, consemnarea la sfârșit de săptămână între 4 și 12 săptămâni. De asemenea, li se pot aplica pedepse privative de libertate pentru minorii sancționați în trecut și dacă pedeapsa legală este mai mare de 7 ani. Aceștia pot fi internați într-un centru educativ între 1 și 3 ani sau într-un centru de detenție între 2 și 5 ani sau chiar între 5 și 15 ani. Reprezentanții Tribunalului Dâmbovița mai pregătesc alte două sesiuni de informare cu privire la elementele de noutate ale noului cod penal.